Dragii mei, eu sunt un cititor asidu a unui mare scriitor francez. Se numește Marcel Proust. Poate nu în fiecare zi, dar măcar o dată pe săptămână citesc câteva pagini din acest autor. Îmi face bine pentru sufletul meu, îmi face bine pentru mintea mea. În ultima săptămână l-am lăsat pe Marcel Proust deoparte, pentru că a venit Vasile George Dâncu și mi-a dăruit monografia de la Rung. Și de câteva zile, de o săptămână, zi și noapte, citesc și mă regăsesc în această carte. Cu toată copilăria mea, cu toată tinerețea mea, vă regăsesc pe dumneavoastră, pe toți, majoritatea care sunteți în sala aceasta. Am ascultat cu mare atenție ceea ce s-a vorbit aici. S-a vorbit despre asfalt foarte mult. Minunat! Asfaltul este benefic. Dar aș vrea să vă spun ceva care ține de parabolă. Cartea aceasta e ca un fir de iarbă care sparge asfaltul. E ca o pajiște care la un moment dat ar apărea în mijlocul asfaltului din Rung și ne-ar vorbi despre iarba de acasă. Înțelegeți cum vreți această parabolă. Mai avem nevoie pe lângă asfalt, pe lângă modernismul acesta extraordinar și uneori agresiv, avem nevoie de viață. Și iarba este ceea ce înseamnă viață. Poate nu întâmplător, Vasile, ai pus acele coperte verzi. Pentru că mereu voi asemăna monografia aceasta de la Rung cu o mare putere a ierbii care, în ciuda tuturor, sparge asfaltul și ne spune că dincolo de toate acestea există viață. Teddy Ardeleanu a spus un lucru extraordinar de important. E o carte care nu este numai o monografie, care conține niște date, care conține o cronologie, care conține o istorie acestui sat, ci este mai ales o carte despre viața unei comunități. Sunt câteva capitole care sunt prin excelență despre viața de zi cu zi. Cum s-au comportat acești oameni? Ce fac acești oameni? Ce am moștenit noi, cei care am plecat din acest sat? Și eu sunt un cititor asidu, pentru că nu se poate să conduci o bibliotecă județeană dacă nu citești, dacă nu citești cărți. Și vreau să vă spun că ceea ce am învățat eu de la dumneavoastră și de la dumneata, mamă, că trebuie să spui dumitale și dumneavoastră tuturor celor mai în vârstă dumneata și nu tu, să nu spun pe nume, aceasta am învățat și din lectură atunci când am citit pe C.S. Lewis, un mare autor și creștin, dar și la ei deopotrivă. El spunea așa, să nu spui părinților tăi și celor mai în vârstă decât tine tu, ci dumneata. Așadar, iată că un sat poate să-ți transmită un comportament bun și o lectură poate să-ți reformuleze tot în sens bun acest comportament. Sunt foarte fericit pentru că atunci când am cerut președintelui Consiliului Județean Emil Radu Moldovan să mă acorde tot sprijinul ca să dezvoltăm această bibliotecă, a făcut-o fără ezitare. Și trebuie să-i mulțumesc pentru acest lucru. Așa cum îi mulțumesc lui Teddy Ardelean, care din Maramureș, de la Baia Mare, a trimis carte pentru această bibliotecă. Și iată că astăzi avem, aș putea să spun, un început de bibliotecă. Pentru că runcanii au nevoie de o altă sală, au nevoie de un alt spațiu,
pentru cât am primit noi de la dumneavoastră, pentru cât am primit noi Bade Vasile de la dumneata și la Badea Vasile Mititean și am citit din bibliotecile dumneavoastră uriașe la vremea aceea pentru noi, noi trebuie să redăm Runcului o bibliotecă impunătoare și foarte importantă și acest lucru sunt sigur că se va întâmpla. E un început bun. Acolo unde există carte și cartea este citită, există înțelepciune și există cunoaștere. De astăzi încolo avem aici la Runc o bibliotecă, așa că cu mic, cu mare, puteți să o folosiți, puteți să citiți din ea. Ce aș putea să vă mai spun? M-a emoționat foarte tare discursul prietenului meu, Vasile Sebastian Dâncu. Cred că ne regăsim cei mai bine în cartea aceasta. Pentru că toate visele noastre pe care le-am făcut și le-am construit pe aceste dealuri s-au împlinit. Am vrut să fim și noi ceva scriitori. Ne-a ieșit. Am vrut să fim și noi să-i slujim pe ceilalți. Ne-a ieșit. Și lui Vasile și mie. Și pentru aceasta trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu și să mulțumim părinților care ne-au născut și ne-au crescut foarte frumos. Sigur că ne-am dus în lume și ne-am întâlnit cu fel de fel de lucruri grozave și complicate. Și încercăm, cum ați văzut și ați ascultat din discursul lui Vasile, să le rezolvăm echilibrat și creștin.